Bună seara, dragii mei, și respecte pentru cei care stau în izolare, să n-avem COVID-ul mare. Era momentul să vină jurnalul de carantină. Prima știre ce o privești e din Gorj, de la Bumbești. Domnii Titi și Cunelu și-au subțiat portofelul că au făcut mișto într-o seară de ordonanța militară. Practic, Titi a vrut să iasă pe pandemie din casă, a bifat el pe hârtie animal de companie și, cum îi lipsea cățelul, l-a strigat la gard, Penelu. Acesta s-a conformat, părea chiar că e dresat, nefiind unul dintre tipii ce făcea pe garduri pipi. Dar motivul pentru care s-a lăsat cu o amendare, Nelu a ieșit pe stradă fără botniță montat. Bine, Nelu cel turbat chiar era dezinfectat, băuse Monan prostie și ieșise 2 la mie. Putea să-și pună rapid o mască anti-covid și era totul ok, dar nu s-au gândit ce vrei. Rămânem în continuare tot în zona de plimbare. Vă prezint alt cetățean care a fost filmat pe geam cum lua la pas cartierul plimbându-și caloriferul. Talie mică și de rasă, normal că e ținut în casă, îngrijit în mare fel, cu repartitor pe el, l-a scos domnul pe furiș să-l ducă la tufiș, fiindcă de ieri după masă a tot făcut pipi în casă. Picura de la ventil, udând covorul textil. De va continua așa, bine, nu se va întâmpla, căci stăpânul inundat se va lua de debranșat și animalul va fi dat la hingherii de la remat. Știri din sport în continuare, dar tot despre izolare. Lotul de box de la ruși tocmai s-a întors acuși de la Londra, din UK. Au boxat puțin și ei și au revenit acasă, dar nu s-au închis în casă. Venind din Londra, se pare, trebuia o izolare, însă un boxer mai dur a zis, bă, ne doare în cur. Ce au pățit ei? Vă zic, practic absolut nimic. Cine ar avea tupeu să se ia de un boxer zmeu și să-i zică de măsură? Ce, ți-e cald cu dinții în gură? La final, aș sugera o măsură ce ar putea să descurajeze lumea să se mai plimbe așa de a***. Practic, dacă ești din casă, doar că vremea e frumoasă, fără să ai vreun motiv bun, doar să umbli de nebun, propun ca poliția, frate, să facă o bază de date sau vreo brățară să pună, să nu poți da de la mână, sau ștampilă cu vopsea care să nu ți se mai ia. Și în caz că România va crește epidemia și doctorii nu fac față să țină mai mulți în viață, să aibă prioritate la acele aparate întâi oamenii capabili care au fost responsabili și abia după cei care au tratat cu nepăsare, cu durere în fund sau silă și au brățară sau ștampilă. Cred că dacă așa ar fi, mai rar lumea ar ieși. Să aveți o zi frumoasă, pe curând și stați în casă. Seară bună!